Care este rolul neurochirurgului în echipa multidisciplinară de terapie a durerii? Rolul neurochirurgului este acela de a rezolva chirurgical acele cazuri care nu pot fi tratate altfel. De exemplu, într-o hernie de disc în care celelalte metode de tratament au eșuat, sau într-o fractură vertebrală care necesită stabilizare cu tije, șuruburi. Tot o intervenție chirurgicală este considerată și vertebroplastia, atunci când avem o tasare vertebrală care dă dureri și ajung să nu se mai poată ridica din pat din cauza durerilor. Iarăși, în nevralgia de trigemeni, există și acolo o intervenție chirurgicală care se poate face pentru a ameliora sau remite complet durerea pacienților. În general, în cadrul discuțiilor pe care le avem în echipe, în board-ul de terapie a durerii, întâi încercăm să găsim cea mai puțin invazivă metodă terapeutică pentru pacient. În sensul ăsta, neurochirurgia, tratamentul chirurgical, nu vine primul. De cele mai multe ori, primele metode pe care le încercăm sunt cele conservatoare. O bună parte dintre pacienți au nevoie de operație, pentru că nu se poate rezolva patologia lor altfel.